capitală. Ei, aici am închis panteza. Bun, pentru... Ceaușescu discutând în acel CPX despre măririle, cu o sutică, cu două sutici, indemnizația face, de naștere pot și așa face mai departe. Două completări, mi se par importante la ceea ce a spus și domnul Oprea și domnul Cartianu. A existat, să nu zicem opoziții, dar oricum două rezerve, două zone din care s-au exprimat rezerve față de organizarea mitingului. Barbu Petrescu nu a luat deciziile de capul lui. Barbu Petrescu s-a întors la primăria municipiului București, a convocat Consiliul Municipal se numea, dacă nu mă înșel, și acolo s-a trezit în fața unor oameni cu mai multă experiență, mă rog, activiști de partid, care i-au recomandat să nu facă acest meeting, pentru că este periculos. În al doilea rând, într-adevăr, de la nivelurile de sus ale securității, nu s-a recomandat organizarea unui astfel de meeting. Iar la ora 6 dimineața există consemnarea generalului Alexie, secretarul de stat din Departamentul Securității Statului. Exista un secretar de stat, Alexie, care a declarat, este și scris, că la ora 6 dimineața generalul Iulian Vlad a dat telefon la cei care organizau, se ocupau cu organizarea și la municipiu și la Comitetul Central, ce caută lume pe stradă la ora 6 dimineața. Deci, pentru că este o mare greșeală care se face. Deci, au existat două zone care probabil că au influențat amânarea asta. Acele amânări. Securitatea nu dorea. De la 10 la 12. Securitatea, să zicem, care? Fidelă lui Ceaușescu? Nu dorea să ne înțelegem. Deci eu am explicat și v-am și propus să facem o emisiune, poate mai multe, speciale, pentru a reconstitui exact care au fost mișcările Departamentului Securității. Securitatea Română, Serviciul de Informații de Securitate al Statului, a fost fidelă lui Nicolae Ceaușescu până în după-amiaza de 17 decembrie. Din 17 decembrie, așa cum a spus și aseară, Departamentul Securității, asta este formula care se folosește în limbajul serviciilor secrete, a retras sprijinul său șefului statului. Bun. Suntem la momentul de după meeting, de după spargerea acestui meeting, avem stenograma discuțiilor dintre generalul comunicațiilor Milea și radio, comunicațiilor între ministrul Milea, care se afla în clădirea CC, și subunitățile, mai ales cele de blindate, tancuri și taburi aduse în oraș, în centrul orașului. Avem până mai atunci însă o dezvăluire, și anume... O să vă rog însă doar o secundă să fac o rectificare. Aseară, la sfârșitul emisiunii, m-ați întrebat cine era persoana care apare în spatele lui Nicolae Ceaușescu cu pălărie. L-am confundat cu colonelul Lăzărescu de la Direcția 6. Nu, era Ion Radu, membru în CPX și fost prim-secretar la Brașov. Bun. Și el arestat în loc CPX. Da. Bun, ce vreau să vă spun, aseară a venit un mail, dacă țineți minte, l-am citit pentru că mi s-a părut că vine de la un cunoscător. Întreba, știți unde se afla Iulian Vlad, în ce locație specială se afla Iulian Vlad, generalul Iulian Vlad, șeful securității, pe data de 3 decembrie? Răspunsul a fost, nu știm. Nu, eu am răspuns. Ați spus ceva că s-ar fi putut afla? Deci sunt două lucruri. Unu, mai întâi generalul Iulian Vlad s-a deplasat într-o locație specială, ca zic așa, nu știm, în România, în străinătate, unde a verificat informația care venise de la Malta, încă din 2 decembrie, și în seara de 3, cum s-a pus întrebarea, generalul Iulian Vlad a fost la raport la Nicolae Ceaușescu și a avut o discuție tet-a-tet. Există și detaliile acestei. În legătură cu întâlnirea de la Malta, ce l-ați informat? Este întrebat generalul Iulian Vlad. Domnul Vlad răspunde, vă voi da esența, pentru că sunt lucruri cu care voi merge în mormânt. Eu sunt soldat militar și știu că sunt lucruri care pot să dăuneze țării mele. Sunt convins că ar dăuna la această oră. În esență, la Malta s-a discutat situația din România și s-au tranșat probleme cu privire la România. S-au împărțit responsabilități cu privire la România și cred că v-am spus de ajuns. Asta declara în anul 1990. Este o declarație din procesul. Nu, din audierea
La comisie. La, la, la comisie. Da. Este a doua 94. Sursă. Am mai avut o sursă care mi-a spus deci că... Deci este un document Iulian... oficial ăsta. Da. Am o sursă. Deci aceasta este a doua. De regulă trebuie să verificăm în trei surse, nu se știe. Da. Dar întrebarea directă în legătură cu întâlnirea, în legătură cu întâlnirea de la Malta. Deci, prima sursă îmi spunea că domnul Iulian Vlad a fost la Malta. Tocmai să verifice ce spunea domnul Alex Stoinescu, veridicitatea primelor informații, sursei care transmise informații de la Malta. Și acolo a dorit, mi-a spus, să se asigure personal de la Bush că nu vor interveni pe teritoriul țării și că problema lui Ceaușescu va fi rezolvată aici. Credeți că Iulian Vlad a avut o întâlnire chiar cu ăștia mari? Nu știu. Eu vă spun ce mi-a spus. Păi, să luăm logic. Este posibil pentru dacă că... Dacă el s-a dus doar ca să se întâlnească cu vreo sursă, e pur și simplu imposibil, fiindcă la Malta nu putea intra un șef al securității din nicio țară. Erau și pe vapor, deci nu merge. Doi, e posibil, și asta ar fi o bombă, să aflăm că Iulian Vlad a fost invitat pe diverse canale, căi, chiar de către mai mari lumii, pentru următoarele ipoteze, putem să presupunem. Să se dea la o parte, să nu intervină securitatea în evenimentele din decembrie. Lucrul ăsta s-a întâmplat, nu știm însă dacă a fost așa. Sau doi, pur și simplu, o chestiune simplă, i s-a dat planul. Dar se dă prin intermediar, de regulă nu stă Bush de vorbă cu Iulian Vlad. Nu Bush, bineînțeles. S-au împărțit responsabilități cu privire la România. Să nu uităm că căderea sistemelor comuniste s-a produs prin cooperarea între armate și securitate. Probabil că și la noi așa se dorea. Păi, să nu uităm declarația lui Dan Amedeo Răzărescu, iată și pe filiera masonică, când spunea că s-a întâlnit la Paris cu mai mari masonerii franceze și au spus nu numai că va cădea Ceaușescu și armata, securitatea îl vor da jos, i-au spus și în ce ordine vor pica țările comuniste. E mărturie scrisă, o să o aveți pe are, nu reține exact cine, Curticianu sau... Nu mai știu exact o stenogramă la comisie, spune că, nu, cred că Marea Mănescu era, declară prin 93 că Ceaușescu pe 20 de viața se teme clar și spune că e un spion printre ei acolo, în CPX. Sigur că noi am pronunțat trei nume aici, de oameni care lucrau deja pentru sovietici în momentul respective, dar dincolo de trei puteau fi într-un fel sau altul influențați și oameni din fruntea instituțiilor, gen Iulian Vlad. Bun, vă dau două nume importante din Revoluția Română, chiar poate cele mai importante din punct de vedere militar, care au călătorit în perioada iunie-decembrie în străinătate. Una dintre ele deja ne-a spus că a fost informat și e vorba de generalul Stănculescu, da. Cel care în vară la Balaton este informat despre evenimentele care aveau să se producă și a spus-o la masa asta că îi s-a prezentat în detaliu. Mai am și alte mărturii ale unor importanți oameni din România, inclusiv Sergiu Nicolaescu, aflat în Germania, care avea anumite elemente, dar Stănculescu fiind militar, cred că i s-au prezentat planurile în detaliu. El n-a fost arestat decât acum, ca să spun așa, atunci a fost un om puternic după Revoluție. Nici iar un alt general care călătorește în străinătate, și aici vin eu cu alte mărturii, cum că Iulian Vlad este lipsit, a lipsit din țară pentru foarte scurt timp, adică a fost dispărut, ca să spun așa, pentru foarte scurt timp, ceea ce poate să fie o plecare rapidă, blitzkrieg, în Malta sau unde o